atent, o să rog pe colegul din producție de bei. Să vină florile cu ceea ce se numește surpriza Alexandrei. Surpriza serii. Oh, am crezut că a venit deja. Florile nu-i plac? Bun. Două încă. A, mai este încă bază. Poate le iei pale acasă, nu le lasă aici, thank capa mea. Thank you, pale le lasă aici. Am aici două buchete de flori. Nu știu de ce două. Una pentru Mariana, una pentru Alexandra. Probabil vom descoperi. Unul dintre ele are și un bilețel. Pentru Codruț, cu dedicație. Pop. Pentru Alexandra, cu drag, aștept cu nerăbdare să îți văd chipul strălucitor. Faceți mișto de mine voi acum? Da, eu sunt ăla, că eu dau flori. Eu niciodată nu o să fiu. Ai tu bani de asemenea flori? Eu zic că este cineva din depărtare, nu este de aici, din casă. Ia să vedem, mai există vreun bilețel? O scris în română? Nu. A, păi atunci. Am tradus noi. Por la cica mai. Mai este un cadou aici, poți să-l desfac? Da. Bine, vreau și eu de asta. Ia să vedem. Ce se află dacă aici? De cadou nu mă supăr dacă mi-aș mie ceva. Dacă e cheia. Dacă e cheia, ce faci? Un inel. Nu e un inel, este o brățară cu un îngeraș pot și cu ochiul care te ferește de cele rele. E turc, înseamnă. Da, o să-i le dau Alexandrei pentru că îi aparțin. Nu, nu, să-i le dea Codruț, domnișoara Cristina, de ce Alexandrei? Nu, nu, îi le dau eu pentru că trebuie să lămurim de unde... Doamna Cristina, nu-mi dau două buchete de flori! Pentru tine. Doamna Cristina, două buchete de flori! Dai unul Adrianei, măi! Tale, tale! Adriana, ia tu unul! Bravo! Wow, ce surpriză! Asta, da, surpriză! Două buchete de flori, doamna Cristina, de ce două buchete? Stai că niciuna nu știe să accepte un buchet cu flori. Nu știu, o să aflăm curând, nu te las în mister așa. Ai vreo idee? Nu. Cine ar putea să-ți trimită din afara țării, nu din România? Nici din Turcia, nici din România. Ceva cameraman din Dominicană sau ce ai făcut? Da, cum a zis Codruț, nu știu, doamna Cristina, nu... Ăla blond care te-a ajutat să treci strada? Da. Bun. Nu știu, doamna, nu este din partea. Dar oricum mă bucur că am o iubită dorită și am eu și gata. Da, este important, într-adevăr. Foarte. Am două buchete de flori, doamna Cristina, ce... Hai că te-ai intimidat. Ești curioasă să-l cunoaștem pe expeditorul acestor buchete de flori? Da, normal. Și cel care ți-a cumpărat acest cadou? Da, normal. Bun. Da. Eu zic să îl cunoaștem chiar acum. Bună, Alexandra. Nu cred. Dacă te întrebai de unde sunt florile, uite că acum ai aflat. Sunt de la mine, da. Ce? Și cu ocazia asta vreau să te felicit și să-ți urez tot de bine. De ce nu te vezi la cameră? Nu-i live? N-auzi. Nu-i live, domnule Cristina. De o putere și de un caracter atât de frumos. Mamă, dar băgați în live că poți... Dacă ce-ți, mă? Și nici nu cred că o să-l bani. Pentru că eu, în loc să scoată în evidență calitățile tale care le ai și ai foarte mult, sunt conștient de chestia asta, eu scoate ce-i mai rău din tine. Dar într-o bună zi o să se vadă cu capul de pe urți, crede-mă. Și o să te vadă fericită, dar nu o dată de el. Mai intrat în Liga Campionilor. Acum am un mesaj și pentru Codruț, dacă toți suntem aici. Codruț, masculinul de care Alexandra are nevoie. A, nu, tu ești viața mea. Continuăm. Dacă nu lasă să zboare și căutați-vă fericire în altă parte. Când despre tine, Alexandra, chiar nu am ce să mă spun, afară de faptul că e superbă, n-am ce să-ți spun. Ceva îmi spune că pleacă în bea și... Ba da, mă, e o vorbă pe care mi-a spunea tata când eram mic. Dar am înțeles-o acum că... Ce spune așa? Nu investi într-un cal mort. Aceeași vorbă ți-o spune. Și ai ceva în loc sau ce te faci așa? Și vezi că ai acolo vorbă. Ai un tic nervos de naștere? Pentru că... O să-ți poartă noroc. Am făcut magie, am făcut farmece, dar ala că la... N-a janez numai de lom, eu. Vă pup și succes la fiecare parte. Zic, Codruț. Putem să-l băgăm pe conexiune cu ăsta? De ce? Ce ai de transmis? Să vorbesc ceva cu el, pentru că mi-a transmis un mesaj foarte frumos, iar vreau să am un dialog cu el, dacă se poate. Ia spune că te va auzi. Cu siguranță. Bă, m-auzi, mă? Domnișoara Cristina. Codruț, nu vezi că e după ușă? Ce? Nu vezi că... Bă,
Balcan, frate, Arentiu! Prea tare! Domnule Sara Cristi. Hai că se dea în promo, domnul cu spatele. În primul rând vreau să scot în evidență că acest băiat, nu știu dacă se leagă de Alexandra ca să ajungă aici, pentru că din ce am văzut eu este un fake de alojador, cum mai face și așa. Asta n-am înțeles-o, probabil e un tic nervos de naștere. Alexandra, cine este băiatul? Este un băiat pe care îl cunosc și nu-l cunosc, adică ne știm doar din mediul online. Este un băiat care m-a ajutat să îmi descoper o anumită, de fapt, da. Zi de fapt cine. Ai emoții, doamna Cristina, zi. Am văzut că tremurai. Da, pentru că nu mă așteptam să vină, să fie chiar pe bune și chiar să fie real și să... Deci vorbeam privat cu el și ce. Mă, nu ai înțeles nimic, nu. Asta e ala cu YouTube-ul. Asta-i transmis tu. Dar cine? Că aia știe. Nu, m-a ajutat la un moment dat să-mi descoper anumite pasiuni și el are o Bungie, provocare de la mine. Ce pasiuni ăștia? Săritul cu parașuta sau ce pasiuni? Ce pasiuni? Mă, lasă-mă în pace! Ce ai? Te-am deranjat eu pe tine cu ceva? Amândoi, da. Păi ce-am făcut eu? Hai, cu cuvintele tale, hai, descurc. Cu cuvintele mele, nu mai am cuvinte. Este important acest băiat pentru tine? Doamna Cristina... E important, domnișoara Cristina! Important, dar de unde atâta importanță? Din cărți, cu, din povești, de unde atâta? Ruptă din rai? Importanță. Dragul de tine! Nu e important! Nu! Nu e important! Și dacă e, lasă pe ea să spună. Amiro, Cristina... nu mă poți să te votez în gala asta! Galiță! Dar de ce s-o votezi? N-ai zis să vină băiatul aici? Poftim? Dacă intră showman, Codruț. Îl aștept. Nu ne provoca. Nu ne provoca. L-am auzit și pe Marinescu fiind răutăcioși și spunând dacă intră și cocalarul ăsta aici. Hai că... Da. Dar până acolo vreau să știu de la Alexandra. Ia, te-a ajutat să-ți descoperi anumite pasiuni. Ia, transmite un mesaj și spune de relația noastră stabilă pe care o avem. Transmite. Până acolo mai e? Nu mai este. Doamna Cristina, nu ne cunoaștem față în față, dar am comunicat foarte mult în mediul online. Sunt foarte sinceră pe acest lucru. Nu am avut nimic ieșit. Lăsați-o să vorbească, mă rog. Nu am avut nimic ieșit din comun, adică n-a fost, am fost strict prietenește și atât. Nu mă așteptam să facă lucrurile astea, nici n-aveam cum să mă aștept, dar... Dar când ai comunicat ultima dată cu el? Prima dată? Ultima. Ultima. Ha? Ultima. Ultima ieri? Oară? Da. E ultima. Nu mai ții minte. E, ia, că poate facem noi dar un exercițiu și îl sunăm. Nu mai țin, să-l sunați? Vă rog. Pe mine mă interesează ceea ce spune el acolo, respectiv. Legat de acea brățară. O vei purta? Da. Nu. Dacă de ce port, Codruț? Îmi dau torcios de la ea și nu mai port nimic. Nu vreau. Stai puțin. N-a fost o declarație de dragoste. Dar nici n-a, dar chiar n-a fost una. Nu. Păi nu. Mă strimite o flori și spune farmece, că Codruț, nu la brățară să-mi poarte noroc. Noroc? Exact. Că-mi poartă asta a zis. Port-o. A spus că dacă tu consideri că ești cel care poate să o facă fericită pe Alexandra, a zis că o duc pe Instagram un story toate care mă place să-mi trimiteți cadouri, brățări și le port și eu. Dar nu înțeleg de ce ești atât de răutăcios în momentul de față. A fost un gest frumos din partea unei persoane și cam atât, ce n-ai înțeles? Nu înțeleg de ce reacționezi așa. Da, un băiat cu care am uitat când am vorbit ultima oară, nu mă așteptam, m-a lăsat fără cuvinte, că e ca de obicei, Codruț. Codruț, nu mă pune să vorbesc ce nu este de vorbit, te rog. Da, domnișoara Cristina, da. Să vină ăla să facă ceva. Iar mai nimeni. Ce spui, Alexandra? Ce n-ar fi de vorbit? Păi nu înțeleg, doamna Cristina, care-i deranjul lui. A fost un gest frumos din partea unei persoane care... Ha? Pe care o cunoști. Nu. Am și eu o întrebare. Ia. Alexandra, dar dacă Codruț ar fi primit un cadou de la o persoană pe care la un moment dat probabil ar fi ajutat-o sau s-ar fi ajutat reciproc, tu ai fi acceptat ca el să poarte acel lucru? Da, Mariana. O băieță, domnișoara Cristina, o băieță râge de mine... Păi... Și cum a vorbit cu ea, deci domnul Sarac să nu i-am născut ieri. Dar ție spasă de ce spun cei din exterior? Nu. Da. Ați băgat cearpă. Nu, domnul Sarac să Alexandra, tu-l cunoști pe acest băiat dinaintea competiției? Da, îl cunosc de foarte mult timp, adică nu e de ieri, de astăzi, de foarte mulți ani. Da, Alexandra, la mine am distribuit o poză cu o fată care mi-a zis la mulți ani și
Îl cunosc, m-a întrebat dacă îl cunosc, i-am răspuns. Ce tu vorbești? Nu, domnule, și-a răspuns, dar de ziua mea a pus o prietenă cu mine un story, i-am dat ripost. Mamă, dita mai, acum când o întreb, dar când ai vorbit ultima dată cu băiatul ăla? Nu mai știu. Da, număr zilele, vrei să spun și ora și minutul și secunda? Hai că era știi, clar da. Ce întreabă cu știi Drăguț. Un pic. Păi nu aproximativ, acum o săptămână, o lună, știi trei. Un pic. Eram curios dacă puteai zice, dacă ai vorbit cu el cât timp erai cu mine sau nu, scurs. A, păi și nu puteai să mă întrebi direct așa, da, am mai vorbit cât timp eram cu tine pentru că nu am nimic cu el. A, mă, să vezi cu cât timp. Nu puteai să întrebi direct așa, nu mă întrebi acum, de acum două. La un mesaj n-am răspuns la o femeie, la unul, da. Auzi, Alexandra, dar acest băiat o cunoaște și pe Adriana? Ne cunoaștem și Adriana vorbește cu el, suntem prieteni, doamna Cristina. Mă gândesc că dacă a trimis două buchete de flori, să fie adică pentru amândouă. Eu să fiu chiar așa open mind mereu și să nu zic absolut nimic, să nu comentez. Și ea cumprinde orice eventualitate, orice mică chestie. La Codruț. A, nu se poate așa ceva. Deci nu-l cunoști personal. În viața eu nu înțeleg de ce vine să, dacă eu îi spun că n-am avut nicio treabă, nu-l cunosc nici măcar personal, este strict din mediul online, ne cunoaștem, vorbim de ani, nu este un an, doi. Ani. Sunt ani, doamna Cristina, bine, din care noi vorbim nimic de mai mult, nici măcar nu ne vedem, nu ne cunoaștem. Haide, bă, domnișoara Cristina, vorbim cu cineva din mediul online, fiecare zi, prieten, și nu m-am văzut niciodată, dar vorbesc că e prietenul meu. Păi cum te-ai împrietenit cu el așa în online? Ce i-ai spus? Auzi, dar iar... Ce i-ai spus? Auzi, dar iar în ce țară locuiești? În Italia, din câte știu. Nu te-am văzut niciodată atât de dezamăgit. Poate doar atunci când a venit din Dominicană. Nu sunt dezamăgit, domnul Cristina. Sunt doar nelămurit și pot să zic că și puțin dezamăgit, pentru că, nu știu, niciodată nu s-a pus în felul meu și n-am văzut... chestiile, n-a văzut, nu știu, să se pună, bă, să mă pun în locul și lui prostul ăla, oare cum se simte și oare cum vede el toată situația asta, n-a funcționat mai rezist. Doar un critic constructiv mi-a fost mereu și asta o să fie. Adevăr. Adriana, Codruț, tu ce doar... știi despre acest lucru? Dar Codruțul nu-i tu care vă face mereu să râdeți, că poate e că, e că așa vrea el, nu, că... Vre ce vorbim? Dacă am permis cuiva să se joace cu mine sau să facă ceva, este doar că am vrut eu, mereu. Și am permis eu. Am fost tot timpul conștient de tot ceea ce fac. Aproape conștient. E pentru prima dată când ești îndrăgostit? Da, și ultima. Și ultima, credeți-mă că ultima va fi. Doamna Cristina, eu de fiecare dată când mi-am făcut un plan, mie nu mi-a ieșit. Niciodată. Niciodată în viața mea, în momentul în care eu mi-am făcut un plan cu ce fac, nu mi-a ieșit. Eu nu vreau să fac niște lucruri și să vorbesc niște lucruri sau să spun niște lucruri, nefiind sigură pe viitor, pentru că se pot întâmpla atâtea lucruri imprevizibile, se poate întâmpla orice. Nu am de unde să știu. Eu nu pot să întrebarea. Fac, bă, uite ce fac eu peste 3, 4, 5 ani. Nu, asta nu am cum să fac un plan, nu știu, eu nici măcar nu știu cât mai stau aici, de unde să știu? Ce ar trebui să ghicesc în stele, să spun, bă, hai că facem, ce facem, nu știu. Ajungem acasă, singurul lucru pe care îl ajung acasă și vreau să-l fac când ajung acasă este să ajung la fata mea, atât. Adriana, tu te cunoști cu acest băiat? E prietenă și Adriana cu el. Nu, în mediul online ați comunicat? Da. Ți s-a părut vreodată că ar fi îndrăgostit de Alexandra? Nu, domnișoara Cristina, dar la fel cum glumește cu mine, glumește și cu ea și... Hai, Adriana, asta a fost glumă? Ce glumă, mă, omule, că n-a spus nimic pe... La fel cum glumește cu mine, glumește și cu ea. Când a fost asta glumă? Asta e cap o glumă sau ce? Nu, mă, nu mă refer acum. Păi și ce zice, nu ți-a trimis brățară și lăsat-o eu fără cuvinte, nu plâng, o lasă ăla, nu... Dacă aveți aceeași relație de prietenie, tu de ce nu ai primit flori sau... Doar Alexandra? Doar Alexandra. Până la urmă vorbesc... Dar poate un buchet din ăla de flori este al Adriana. Și care e ideea că am primit mai mult, doamne, dar trebuie să fie la fel, nu? Trebuie să fie la fel, că vreți voi. Ideea este că el probabil... Haide să-i spune, dar nu vreți să-l sunăm, să-l certăm, că de ce nu i-a trimis și Adriana, e la fel, nu? Dar sunați-l! Chestia asta o să vă deranjeze, relați? Nu, ei cu adevărat zicea... Le dorea fericire împreună, nu zicea că Codruț nu este figura masculină care va face dacă fericită. Dacă crezi că ești figura masculină care să o faci fericită pe Alexandra, păi din start are ceva cu el, ce să aibă prietenul tău, prietenul tău, amicul tău, ce să aibă cu iubitul tău, din potriva, trebuie să te încurajeze, că băiatul ăsta nu ți-a greșit. Dreptatea ta, ai tu dreptate, mereu vă rog frumos lăsați-o, doamne, încearcă să ne apucem să trecem peste, vă rog frumos. De ce, atât de afectat ești? Nu sunt afectat. Nu mai putem continua? Nu, ești foarte roșu. Nu te-am văzut niciodată așa. De la aerul ăla, l-o da mai tare și de aia. Eu zic să te calmezi, să iei lucrurile încet, încet. Da. Vei discuta cu Alexandra, vă veți lămuri.
Cine veți spune și nouă ce se va întâmpla? Eu să vă spun, domnul Șarcă, cineva, bar n-am. Eu știu ce, eu la ce. Păi după ce vorbiți, Codru, sau poate va veni acel băiat aici și vom vedea ce și cum. Sau așa, dacă nu-i... Mă scuzați, am glumit, domnul Șarcă, am zis dacă nu sparg un balon și... Da. Poate vine cu intenții bune. Da, să mă călugărească, vine să preot, martor la nunta noastră. Sau poate aici el va înțelege că voi doi vă iubiți. Ah, o să-i dea și Alexandra curs mult. Crezi că Alexandra va da curs? Doamna Cristina, singurul care a reacționat și a avut reacție după tot ce s-a întâmplat aici a fost el. Îmi pare rău. Dacă va reuși să ajungă în casă, este doar datorită lui. Da. Eu zic să avem răbdare să vedem ce ne spune această cutiuță. Că poate are legătură cu acest băiat. Sau nu, vom vedea. Dar până atunci, noi am rămas datori cu favoriți. Aseară v-am spus care este top 3-ul atât în cazul fetelor, cât și în cazul băieților. Vi-l reamintesc imediat. Așadar, vă reamintesc cele mai votate 3 fete în ordine aleatorie, ca de obicei. Aia, Alexandra și Maria. Vă voi spune întâi cine nu este favorită dintre cele 3. Iar numele ei este... Maria. Așadar, bătălia se dă între Aia și Alexandra. E rău? Nu. Mi-a capul foc la mine. Liniștește. Vă reamintesc și topul băieților. Ca de obicei, tot în ordine aleatorie. Alexandru, Radu și Marinescu. Vă voi spune acum cine nu este favorit dintre cei 3 băieți. Alexandru. Bătălia se dă așadar între Radu și Marinescu. Acum vom merge și vom afla cine este fata favorită dintre Aia și Alexandru. Fata favorita săptămânii este... Alexandra, felicitări! Mulțumesc, suflet, vă iubesc! Aflăm și cine este băiatul favorit, iar numele lui este... Cristian Marinescu, felicitări! Mulțumesc, vă pup! Bun! Le reamintește lor de acasă că domnul Comănici lipsește, așadar nu a fost inclus în top. Avem 2 protejați, respectiv Marinescu și Alexandra. Mai avem nevoie de încă 2, o fată și un băiat. După cum v-am obișnuit, fetele vor proteja un băiat, iar băieții vor proteja o fată. Ce gusturi mai la băieți, doamne! Stai, Codruz, ce tot insiști? Ce gusturi are la băieți? Ce s-a întâmplat? Că zici că e brunet? Ce vorbim? Ziceți că e samsar? Nu-ți înțeleg reacțiile, un bărbat adevărat. Dă totul la spate, nu se comportă așa. Nu, un bărbat adevărat, ține capul sus, asta face, nu dă pe spate niciodată. Și ce, ți se pare că tu ai plecat capul? Nu o să dau pe spate în fața nimeni niciodată. Un bărbat adevărat ține capul sus, indiferent de situație. Eu nu mă duc pe premiza capul plecat să abia nu-l taie. Nu, ți-l taie, ți-l taie mai bine și lași loc să ți-l taie. Mie nu o să-mi-l taie nimeni. Păi tocmai eu n-am spus să pleci capul, din contră. Dar nu înțeleg de ce e tu în calcul așa ceva. Dar pe el l-a deranjat că reacția Alexandrei și faptul că nu știa, că are un prieten atât de bun de ani de zile și el nu știa despre acel prieten. Auzi, Romeo, dacă o prietenă foarte veche îți va trimite ție o brățară. Cum reacționezi? Ce prietenă, domnișoara? Dacă este într-adevăr o prietenă... O prietenă intră pe o conexiune și îmi face o declarație și îmi spune că mamă, ce-am văzut în tine, n-am văzut în 100 de ani și o prietenă... Depinde cum definim prietenia, domnișoara. Dacă ar fi, eu nu cred în prieteniile astea. E o diferență online, într-o... de ani de zile, pentru că până la urmă se epuizează subiectele. Și...
Ce să vorbești ani de zile fără să te cunoști cu persoana aia și fără să ai un istoric cu persoana aia? O prietenă, știu, prietenă și eu mințeam că am verișoare acasă. Cu ea, da, eu zic că timpul le rezolvă pe toate și vom afla mai multe despre acel băiat. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.